primul rând în copilul să vă simți protejat atunci când, când părinții sau tatăl va depune în el o încredere. De foarte multe ori copilul se îndepărtează de părinte și se întoarce înapoi și verifică, este părintele aici, îl găsește pe părinte acolo unde l-a lăsat, se simte în siguranță și atunci el merge mai departe. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. În ziua de astăzi, părinții sunt prezenți peste tot. Copiii se duc la zi de naștere cu ei, se duc afară în parc cu ei, se duc la școală, îi aduc. Adică toate interacțiunile sociale pe care copiii le au în ziua de astăzi sunt foarte, foarte controlate de adulții din viața lor. Și intrăm în acea zonă de hiperprotecție. În psihologia de acum, asta se numește helicopter parents, adică părinți care survolează în permanență deasupra copiilor. De multe ori avem foarte puțină încredere în copiii noștri. El poate fi liniștit, copilul lui se joacă în curtea casei, unde poate fi și periculos cumva. Nu mă refer la indiferență, doar că este precaut și în interiorul părintelui trebuie să apară acea grijă. El poate să meargă, să-l controleze pe el, spre exemplu, să vadă ce face el. Dacă e ok, dacă nu a căzut, dacă nu s-a bătut. Lucrul ăsta nu trebuie să caute să treacă de limita obsesiei. Limita obsesiei mă refer la faptul atunci când asta devine invadant pentru părinte. Oare ce faci, se întâmplă în mintea lui scenarii, el a căzut, l-a călcat mașina, el s-a fript, el s-a bătut, până s-a bătut, aoleu, ce-i cu dânsul. Asta deja sunt lucruri care trebuie să adresate părinților, ce se întâmplă cu tine, că totul pare atât de periculos. Undeva până pe la 10-12 ani, cam până acolo suntem noi confortabili să intervenim. După care ne așteptăm, ca și părinți, ca de la 12 ani, peste noapte, uite așa, copiii să nu mai aibă nevoie de noi, să se descurce. Nu putem să-i facem independenți dintr-o dată, gata, azi ești dependent, mâine ești independent. Este un întreg proces de tranziție prin care părintele trebuie să găsească momentele în care el trebuie să se implice și trebuie să fie protector și momentele în care poate să facă un pas în spate. Părintele poate fi liniștit atât timp cât un copilaș a căzut un pic jos și s-a sculat și a mers mai departe. Asta îi creează primele conotații ale independenței. Copilul încet, încet își capătă independența într-un mediu sigur. Are siguranța că tu ca și părinte ești acolo. În momentul în care noi intervenim foarte mult în interacțiunile cu copiii, în interacțiunile copiilor, ei nu reușesc să-și dezvolte anumite abilități de rezolvare de probleme, de conflict management, de comunicare, de negociere, de gestionare a emoțiilor. Și pe copii îi duce într-o zonă în care interacțiunea socială nu mai este sănătoasă și nu reușesc să aibă prieteni, nu reușesc să aibă interacțiuni sociale care să fie congruente cu ceea ce simt ei, nu reușesc să se cunoască pe sine. Imaginați-vă că copilul, iarăși niște situații care le întâlnesc destul de des atunci când copiii la grădiniță sau clasele primare se bat și vine părintele unui copil care a fost bătut, vine foarte agresiv la celălalt copilaș care l-a luat peste o chestie, nu știu, din punctul meu de vedere, uribilă. Se întâmplă între copii, ei se împing, ei se pălesc, ei își organizează o ierarhie. Ar fi indicat pentru noi părinții să începem să facem câte un pas în spate și să nu mai sărim de fiecare dată când copilul, de exemplu, are un conflict, noi să încercăm să rezolvăm problema. Nu, haideți să lăsăm un pic de spațiu copiilor, să vedem ce se întâmplă sau cum se întâmplă lucrurile. Și care ar fi limita unde un tată se poate să protejeze? Este să vorbească cu copilul despre ceea ce se întâmplă în situațiile acelea. Și nu știu neapărat dacă e vorba de a-i da niște indicații neapărat, e să dea înapoi sau să lovească înapoi, doar că e să-l facă pe dânsul să înțeleagă că el poate și are voie să se protejeze. Singur, atunci când îi sunt, spre exemplu, afectate drepturile lui. Și asta nu ar fi neapărat un îndemn
de agresivitate. Cred că părinții ar trebui să-și ofere acest spațiu în care fiecare dintre ei să poată aborda personalizat situația copilului, pentru că nu există doar o modalitate de abordare a lucrurilor. Primul rând, un copil să vă simți protejat atunci când părinții sau tatăl va depune în el o încredere. Dar încrederea aceea, iarăși, ea nu trebuie să fie una formală sau nu trebuie să fie una bazată pe indiferență, ci să fie o chestie intuitivă, emoțională, că copilul lui se poate descurca în anumite situații. Desigur, cu implicația lui, dar implicația lui n-ar fi una de asta de trecere la act, dar ar fi una de discuții. Și atunci copilul cu siguranță se simte protejat.